Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În scrisoarea Sfântului Paul către Efeseni, la capitolul 6, versetele 1-4, se spune: copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, căci așa este drept. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Aceasta este cea din tâi poruncă, însoțită de o promisiune, ca să-ți fie bine și să trăiești mult timp pe pământ. Iar voi, părinților, să nu-i provocați pe copiii voștri la mânie, ci creșteți în disciplina și învățătura Domnului. Stimat auditoriu, cucernici, părinți, dragi tineri, în periplul nostru, prin lumea celor 10 porunci produse de Academia Petru Tocănel, împreună cu celelalte instituții cu care colaborează, ne vom opri astăzi asupra celei de-a patra dintre ele, mai exact la cea care poruncește ca fiecare om să-și cinstească părinții. Pentru această purtare, Mântuitorul venind și cu o promisiune interesantă, ca să-ți fie ție bine și să trăiești mult pe pământ. De obicei, credem că această poruncă trebuie pusă în practică numai de copii sau de tineri. Dar dacă suntem atenți, porunca nu menționează acest lucru. Dovadă că aceasta se adresează tuturor, de la naștere și până la moarte. Un alt aspect de subliniat este faptul că părinții noștri nu sunt numai cei biologici, cei care ne-au dat viață trupească, ci tot cei care, într-un fel sau altul, la grădiniță, la școală, în biserică, la fabrică și peste tot unde ne trăim noi viața, contribuie la șlefuirea și la cizelarea umanității și, în același timp, a îndumnezeirii noastre. Aceștia sunt învățătorii, profesorii, medicii, duhovnicii noștri și mulți alții. Pe toți aceștia, conștiinți că suntem fii și părinți în același timp, suntem chemați ca să-i cinstim. În ce fel? Ascultând și punând în practică sfaturile și exemplele lor bune, rugându-ne pentru ei, respectându-i și ajutându-i să devină și mai buni, oferindu-le ajutorul nostru atunci când au și ei nevoie de noi, la bătrânețe, la boală și așa mai departe. În acest sens, întâlnirea de astăzi se adresează fiecăruia dintre noi, indiferent de vârstă, că și cel în vârstă, în timpul bătrâneții și a neputinței, devine fiul copiilor săi, de care trebuie să asculte, pentru că uită să-și ia pastilele, uită unde și-a pus ochelarii, uită atâtea lucruri. Dacă mai vrea să-i fie bine și să mai trăiască mult și bine pe pământ. În sfârșit, cinstea datorată părinților, chiar dacă nu exclude și cinstirea cu împărăreli de vin bun, se referă mai ales la mărturia vieții. Așadar, o să-i ascultăm în această seară pe invitații noștri, din diferite categorii profesionale, la diferite vârste, persoane care sunt părinți și fii, deopotrivă, așa cum suntem fiecare dintre noi, fiecare ne va vorbi din experiența profesională, din experiența umană pe care o are. Salutăm în mijlocul nostru pe toți părinții prezenți de la Arhiepiscopie, din diferite parohii, pe toți profesorii prezenți, pe toți tinerii și vă îndemn să-i ascultăm pe invitații noștri cu atenție și de ce nu să punem și la inimă ceea ce ne vor spune. Vă mulțumesc!
Primul vorbitor pe care îl invit să ne comunice mărturia sa este Părintele Dr. Amărin Ionuț, directorul Liceului Teologic Episcop Melchisedec. Pleacă din start bine pentru că este în casa proprie, pe teren propriu. În conformitate cu rânduiala stabilită de proistosul acestei minunate sfinte de manifestări, cu Părintele Eugen, a rămas ca eu să dau mărturie despre fenomenologia vieții ca părinte. E un oficiu destul de greu de împlinit din moment ce e atât de comod să fii fiu, e atât de plăcut să ai un părinte, să te știi ocrotit, cu atât mai mult cu cât sunt un norocos, pentru că ai mei părinți încă sunt în viață și odată sunt alături de mine povățuindu-mă. Legat de porunca cinstirii părinților, porunca de tranziție dintre poruncile destinate educației, relației poporului ales cu Dumnezeu, tranziția de la aceste porunci la poruncile menite să rânduiască relația cu aproape, ne frapează această făgăduință precisă ce li se face. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeu tău ți-l va da. E o poruncă ce reglementează relația cu semenii, fiind formulată într-o manieră în care se accentuează frica sfântă, asemănătoare temerii de Dumnezeu ce dă naștere evlaviei. La evrei, părinții pare că sunt cinstiți, sunt sacralizați chiar pentru rolul lor de învățători ai Torei, în primul rând. Sensul strict al acestei porunci ar fi de a nu abandona părinții lui tale. O valență cu totul specială a acestei porunci este cinstirea cuplului. Din moment ce atât mama și tata, cât și tata, prezent în această redactare divină, dau expresie potențialității familiei de a da viață. Asemenea, familii arhetipale formate din protopărinții neamului Dumnezeu. Sunt două bunuri pe care le primim de la părinții noștri, știm prea bine, viața și educația. Ce înseamnă, de fapt, să-ți cinstești părinții? Tradiția Bisericii a rezumat în câteva cuvinte această epopee a relației cu cei ce ne-au dat viață. Înseamnă să iubești, să le dorești și să le faci binele cu toată putința. Înseamnă să asculți de ei, așa cum Sfântul Pavel ne îndeamnă copiii să ascultați pe părinții voștri în Domnul, că aceasta este cu dreptate, a nu-i supăra și a nepota față de ei cu toată cuviința, vorbindu-i de bine. Poate aici suntem cu toții restanțieri și prețuim cu adevărat ceea ce ne-a rânduit Dumnezeu de-abia atunci când un eveniment poate să perturbe cursul firesc al existenței noastre. Mai departe, să-i ajutăm în nevoie, așa cum aflăm din Cartea Înțelepciunii lui Iisus Sirah, Fiul îi sprijinește pe tatăl tău la bătrânețe și nu îl mâhni în viața lui. O dilemă se poate ridica aici, o dilemă sinonimă cu o capcană. Dacă părinții noștri sunt vrednici întotdeauna de cinstea noastră, e atât de ușor să cădem în judecată, e atât de ușor să comitem această eroare de a-i deposeda de ceea ce
nu le-ar aduce neapărat lor bucurie, de ceea ce avem noi nevoie să oferim. În definitiv, pentru a ne antrena spre veșnicie, noi avem nevoie să iubim, nu neapărat cel ce primește dragostea noastră. Mai departe, aici este înseamnă a ne ruga lui Dumnezeu pentru ajutorarea lor și ca o ghezășie a credinței în viața veșnică, după moarte, să ne rugăm pentru odihna sufletelor. Toate acestea, deoarece e o evidență, familia reprezintă o miniatură a împărăției cerului. Nerespectarea acestei porunci, aflăm din Deuteronom, presupune consecințe extrem de grave. În capitolul 21 scrie așa: dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care nu ascultă nici de glasul tatălui, nici de glasul mamei și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl și mama să-l ia, să-l ducă la bătrânii cetății și la poarta locului în care locuiește, să spună bătrânilor cetății lui: iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, nu ascultă de glasul nostru. Și toți oamenii din cetate să-l ucidă cu pietre și să moară, astfel să curețe răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. În Noul Testament regăsim cea mai frumoasă pagină care sintetizează această epopee a conviețuirii fiului cu părintele său. E vorba de pilda fiului risipitor. Putem postula fără rezerve că există doi fii risipitori. Fiul cel tânăr păcătuiește pentru că se îndepărtează de tată și pierde darurile primite. Fiul cel mare păcătuiește pentru că nu îl vede pe tată ca pe un părinte. Nemai fiind o relație de rudire între ei, ci una juridică. Iată, de atâția ani slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Mie niciodată nu mi-ai dat un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Cum să fugim de această tentație de a judeca strâmb? Constatând evidența pe care ne-o exprimă Dumnezeu: fiule, tu totdeauna ești cu mine. Toate ale mele, ale tale sunt. Bogăția fiului mai mare a fost tocmai proximitatea tatălui. Sfatul său l-a ajutat să nu piardă ceea ce fratele său a dat atât de ușor. Nu e bine să restrângem acest portofoliu al paternității în funcție de un criteriu biologic. Îngăduiți într-un minut să vă mărturisesc un lucru. De multe ori, părintele duhovnicesc oferă mai multe decât părinții trupești. Legând de cinstea pe care o aduce fiecare duhovnicului nostru, cred că e inutil să mai insist. Avem privilegiul de a-L alege, avem privilegiul de a primi de la El tot ceea ce e mai prețios. Și nu odată ne bucurăm nu neapărat de faptul că duhovnicul este un bun ascultător. Ne bucurăm de faptul că se roagă înaintea lui Dumnezeu pentru noi și mijlocește. Cum m-aș vedea eu, în calitatea mea de părinte, un om împlinit? E simplu să spui că aștept să vezi că ai conștiința împăcată pentru faptul că ai apucat să le oferi copiilor educație, ai apucat să le oferi o stare materială, dar încearcă o ambiție pe care o preiau dintr-o altă pagină a Noului Testament. Chiar de-aș fi cel mai ticălos om din lume, așa cum a fost bogatul de milostiv care l-a gonit pe Lazar, înclin să cred că treaba mea față de copiii mei nu se va încheia în această lume. Iar dacă
În clipa următoare, Domnul Hristos hotărăște că e cazul să mă alătur bisericii biruitoare. Știu că dacă acel bogat nemilostiv, egoist, ajungând în iad, a ajuns să fie altruist, a ajuns să ceară de la Dumnezeu mijlocire pentru frații săi rămași în lume, pentru a nu cădea în aceleași erori. Sper din tot sufletul ca Duhul lui Dumnezeu să fie alături de mine, să mă ferească de erori, ca în veșnicie să-mi pot dăia copiii așa cum se cuvine, așa cum cred că fiecare dintre noi care are o persoană dragă trecută în Biserica Biruitoare conștientizează că de acolo o forță nevăzută ne împinge de la spate, ne ajută la o răsplunge să o luăm pe calea bună și se roagă necontenit pentru noi. Să privim bucuria de a fi părinte, nu doar prin prisma unei meschine ținte omenești, vreau să trăiesc până văd copilul realizat. Să fim lacomi de împărăția cerurilor și să cerem de la Dumnezeu să ne ostenim toată ființa noastră ca ai noștri copii să capete mântuirea. Mulțumesc! Părinte, nu știu dacă așa a vorbit și în clasă, cum ne-ați vorbit în această seară, pentru că ați vorbit mai mult cu inima decât cu gura. Și vă mulțumim pentru mărturia pe care ne-ați dat-o. Vă mulțumim pentru mărturia pe care ne-ați dat-o trecând și prin unele, combinând mărturiile din Sfânta Scriptură împreună cu viața dumneavoastră. Vă mulțumim de altă parte pentru că ceea ce ați spus ați și trăit și trăiți în aceste momente, pentru că sunteți în acest moment ca și gazdă, ca un tată pentru noi, ne-ați primit în casa și bunăstea dumneavoastră juridic, dar sufletește, conduceți această casă și într-adevăr ne simțim foarte bine. Aș sintetiza un pic cele spuse de dumneavoastră într-o frază că a plăcut foarte mult Sfântului Ioan Gură de Aur, cel puțin limbajul pe care îl folosește acest mare Sfânt, să ne iubim părinții cu timp și fără timp, în putință și în neputință. Mulțumim și îl invităm pe al doilea vorbitor, Părintele Fărcășel Francisc, parohul parohiei romano-catolice, bunul păstor de aici, din Roma. S-a vorbit despre o parte a poruncii, și anume ascultarea, de fapt, esențială, ascultarea copiilor față de părinți. Conferința mea însă se va axa pe viața de familie, pentru că dacă ne dorim copii ascultători, e important ca familia să fie cu adevărat o familie iubitoare, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Instituția căsătoriei și viața de familie se află azi în impas. Pe de o parte, răspândirea divorțurilor și încheierea altor căsătorii, simpla căsătorie civilă sau celebrarea căsătoriei fără o credință vie, refuzul normelor morale cu privire la sexualitate în viața de familie, o concepție greșită despre independența soților, confuzii în ideea raportului de autoritate a părinților asupra copiilor, greutăți în transmiterea valorilor familiei, alcoolismul, lipsa dialogului în familie, lipsa unei educații corespunzătoare, sunt tot atâtea greutăți pe care le întâmpină familia de astăzi. De altă parte, însă, există și motive îmbucurătoare. Se constată o conștiință mai vie a libertății personale, se dă o mai mare atenție relațiilor de familie, se promovează tot mai mult demnitatea și egalitatea femeii, procrearea responsabilă și educarea copiilor. Pornind de la aceste aspecte negative care se întâlnesc în căsătorie și în familie și confruntându-mă personal cu câteva cazuri,
ale câtorva familii în declin, m-am întrebat care este menirea familiei, dacă există atâtea probleme. Pentru ce se mai căsătoresc oamenii, dacă nu după mult timp se separă? Ce influență are societatea în familie și care este rolul familiei în societate? Dată fiind complexitatea subiectului, conferința nu poate și nici nu vrea să fie exhaustivă. Însă conferința este cu atât mai importantă, cu cât în această lume trebuie căutate motive pentru a trăi viața de familie așa cum a voit-o Creatorul. Întâi să ne îndreptăm privirea spre căsătoria și familia în Vechiul Testament. Dumnezeu, în marea sa autoputernicie, putea să perpetueze și altfel neamul omenesc, însă a voit să-i aibă colaboratori în această operă pe bărbat și femeie, chemați prin căsătorie la o alianță de iubire. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, bărbat și femeie i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și stăpâniți-l. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un singur trup. Se poate spune astfel că autorul căsătoriei este Dumnezeu. Încă de la început, căsătoria și familia a fost o întâlnire între două persoane diferite din punct de vedere biologic, dar și din punct de vedere al modului de a fi în lume. Caracteristicile căsătoriei și ale familiei în planul lui Dumnezeu sunt dialogul dintre cei doi, acceptarea reciprocă, sinceritatea, disponibilitatea, dăruire totală, irreversibilă, fără egoisme, dăruire fecundă, până la realizarea adevăratei comuniuni de iubire și de viață. Acest ideal frumos, omul nu este în stare să-l realizeze numai cu forțele sale. Chiar de la început, păcatul a fost o cauză de diviziune în familie, a produs dezordine și tensiuni. Păcatul a introdus instinctul dominării, al concupiscenței, povara oboselii și a durerii, căci cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ține de bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Iubirea dintre bărbat și femeie devine imaginea și simbolul alianței dintre Dumnezeu și poporul său. Expresia centrală a revelației, Dumnezeu iubește pe poporul său, este repetată și în cuvintele vii și concrete cu care bărbatul și femeia își exprimă iubirea lor. Legământul lor de iubire devine imaginea și simbolul legământului care unește pe Dumnezeu cu poporul său. În Noul Testament, promisiunile profeților se vor adeveri când iubirea lui Dumnezeu va deveni vizibilă în Iisus Hristos. De acum, modelul prototipul iubirii care leagă pe Dumnezeu de oameni, dar și al comuniunii conjugale, va fi iubirea mirelui Hristos pentru mireasa sa, biserica. În această nouă realitate, Iisus se prezintă ca mire, în timp ce biserica este mireasa sa iubită, purificată. Sângele mielului devine legământ de iubire prin care mirele se unește cu mireasa sa. Cine trăiește o căsătorie sfântă, trăiește marele mister nupțial care îl leagă pe Hristos pe mireasa sa, biserica. Prin participarea la acest mister, familia dobândește harul propriu al căsătoriei creștine. De acum, noul popor al lui Dumnezeu nu mai are, ca bază de formare, o apartenență etnică, ci cea spirituală. El se naște din apă și duh. Familia pierde, deci, importanța ce avea în Vechiul Testament, ca mijloc de propagare al poporului lui Dumnezeu. Acum, tuturor credincioșilor este încredințat darul legăturii fraterne cu Hristos, nu după trup, ci după credință. Creștinii sunt în Hristos, adevărata familie a lui Dumnezeu. Este avantajos să abandonăm familia carnală pentru o nouă ereditate în Hristos. Totuși, oamenii, pentru a ajunge la mântuire, trebuie să se nască. Iar nașterea este legată de o acțiune a familiei. Care este rolul Duhului Sfânt în biserică, în familia creștină? Iubirea dintre Hristos și biserică nu este numai un ideal pentru soții creștini, dar prin Duhul Sfânt,
Hristos transformă în interior iubirea lor umană și o înalță supranatural la caritate. Este o iubire nouă, curată, sfântă, izvorâtă din iubirea lui Hristos pentru biserică. Această iubire credincioasă și milostivă a lui Hristos față de biserică devine izvor și model al iubirii conjugale. Iar aceasta devine la rândul ei o formă privilegiată de iubire. Este vorba de agape, o iubire asemănătoare cu cea pe care Dumnezeu a revelat-o în Hristos. O iubire liberă. Agape este sensul nou și norma supremă a întregii acțiuni creștine. Soțul trebuie să aibă față de soție grijă și tandrețe, iar soția să aibă față de soț devotament și respect iubitor. În conferința pe care v-am dat-o, am pus în paranteză supunere iubitoare, spunându-i cuiva despre această supunere iubitoare, mi-a recomandat să modific, pentru că în limba română acest cuvânt supunere are un sens mai profund. Și am găsit această expresie, respect iubitor. Astfel, cei doi formează un singur trup. Așadar, Iisus Hristos a venit pe lume pentru a spune ultimul cuvânt în privința căsătoriei. Domnul, deoarece a voit ca familia să fie celula societății civile și, în același timp, a societății poporului său sfânt, n-a lăsat căsătoria așa cum a găsit-o, ci a restaurat-o, a readus-o la perfecțiunea de la început. Căsătoria și familia în biserică. În zilele noastre, schimbările rapide, majore și profunde ale societății și culturii au afectat familia mai mult decât celelalte instituții. Și totuși, în această situație sunt încă multe familii care trăiesc valorile spirituale ce stau la baza instituției familiei. Biserica, conștientă că taina căsătoriei și a familiei constituie una din valorile cele mai prețioase ale omenirii, vrea să-și facă auzit glasul și-și oferă serviciile celor care, conștienți de valoarea căsătoriei și familiei, se străduiesc să realizeze cu fidelitate aceste valori în viața lor. Vorbind despre familia creștină, ca despre o biserică domestică, Conciliul Vatican al II-lea scoate în relief fundamentul ei, care este sacramentul căsătoriei, precum și misiunea ei eclezială, aceea de a deveni un sanctuar al iubirii, al credinței, al rugăciunii și al apostolatului. Esența bisericii domestice este înrădăcinată în sacramentul căsătoriei. Relația familiei cu biserica este de origine și de natură sacramentală. Unirea dintre un bărbat și o femeie, ambii botezați, și care se căsătoresc în Domnul, devine un sacrament. Prin aceasta, ei primesc harul pentru a semnifica și a fi părtași la iubirea divină dintre Hristos și biserică. Unirea lor îi face să devină un organ viu al bisericii, o celulă. Ea este mai degrabă o biserică incompletă, în care se întâlnesc doar unele aspecte ale bisericii și are nevoie de biserică, în special pentru Euharistie, pentru sacramente și celelalte ministeri. Familia creștină nu este o comunitate închisă în ea însăși. Ea este chemată la apostolat, la deschiderea față de ceilalți. Fiind subiect de evangelizare și de apostolat în interiorul ei, ea este chemată să fie la fel și în exteriorul ei, dând mărturie de iubire și dedicându-se slujirii aproapelui. Într-adevăr, aceasta este misiunea bisericii, dar ca biserică domestică și familia este chemată să îndeplinească aceeași misiune a apostolatului. Există numeroase opere de apostolat familiale, a adopta copii părăsiți, a găzdui pe străini, a colabora în domeniul instrucției școlare, face cateheză, a ajuta pe adolescenți, pe logodnici, pe soții și familiile care sunt în dificultate, pe cei bătrâni. Însă, peste toate acestea, cele mai importante sunt apostolatul între familii, ospitalitatea, deschiderea spre problemele sociale, mărturia vieții și grupările familiale. Apostolatul între familii este foarte util, deoarece experiența altora totdeauna e mai mare
are o mai mare forță de convingere și succes. Deja înainte noastră am avut pe părintele și deja a dat o mărturie. Ospitalitatea este o altă formă de apostolat. Familia nu trebuie să fie izolată, dar prietenă cu alte familii, solidară cu cei care aparțin comunității, interesată pentru fapte bune. Deschiderea spre problemele sociale este de datoria familiei să sprijine școala și educația copiilor. Este sarcina lor de a dialoga cu responsabilii publici. De asemenea, este misiunea familiei de a afirma dreptul părinților la educarea fiilor, la apărarea demnității și autonomiei familiei, la favorizarea stabilității acesteia. Am văzut această discuție publică cu familia Bognariu din Norvegia, cum unei familii se ia dreptul fundamental. Sigur, nimeni nu va fi niciodată de acord cu violența în familie, dar nu cred că societatea sau o asociație poate să educe mai bine copiii decât familia. Mărturia vieții pe care o dă familia. Un bărbat și o femeie care se iubesc, surusul unui copil, pacea unei familii, toate sunt o practică, o predică fără cuvinte, dar admirabil de convingătoare. Spunea cineva că o familie frumoasă, o familie bună, poate transforma un oraș întreg. Grupările familiale. În aceste grupări, familiile pot trăi o mai profundă spiritualitate și pot împărți anumite sarcini de educație și se pot ajuta mai mult spre anumite idealuri. Dacă înainte nu prea erau aceste asociații, ușor, ușor și în orașul nostru sunt familii, apar aceste asociații de familii. Una dintre obligațiile și poruncile celor mai prețioase și urgente, cele mai prețioase și urgente ale familiei creștine din societatea de astăzi este trăirea valorii inestimabile a unității, indisolubilității și fidelității matrimoniale. De aceea trebuie încurajate aceste familii care, în ciuda atâtor dificultăți, păstrează și împlinesc această misiune încredințată lor. Una dintre problemele cele mai grave ale societății de astăzi, însă, este totuși degradarea instituției căsătoriei și familiei, renunțarea tot mai mult la ea sau amânarea ei pe mai târziu. Cauzele care au dus la această situație sunt atât de natură economică și materială, cât și cele de natură morală. Într-adevăr, într-o societate în care rata șomajului crește fiecare săptămână, unde salariile sunt mici, unde puterea de cumpărare este de asemenea mică, într-o societate în care, din cauza sărăciei, vârsta de încheiere a unei căsătorii este tot mai mare, unde numărul celor care divorțează este mai mare decât al celor care se căsătoresc, unde numărul avorturilor a crescut foarte mult și formarea unei mentalități favorabile anticoncepției este tot mai prezentă, în această situație este tot mai greu de vorbit despre căsătorie, despre iubire sinceră, despre fidelitate, despre indisolubilitatea căsătoriei. Totuși, acesta nu este un motiv pentru a renunța la aceste valori indispensabile unei societăți sănătoase. Familia este primul cadru social de care fiecare om are nevoie ca să trăiască. Ea este mediul propice pentru nașterea, dezvoltarea și perfecționarea ființei umane, fără de care o societate nu poate exista. Familia este prima societate naturală care oferă siguranța, liniștea, afecțiunea și serenitatea societății și favorizează o atmosferă propice dezvoltării normale și echilibrate. Dacă nu sunteți de acord, ați putea să mergeți doar în favorit la Centrul Romanița și veți vedea acolo cât de greu este pentru acești copii să se dezvolte frumos. Sigur, angajații fac ceea ce pot, sunt și ei oameni, însă se vede că le lipsesc acelor copii și sunt convins că în orice orfelinat le lipsește dragostea de mamă, le lipsește dragostea de tată. Posibilitățile familiei de a participa activ la viața socială sunt mari și variate, începând de la formarea sănătoasă a copiilor pentru viață, pe baza principiilor creștine, și până la implicarea ei în funcțiile de conducere ale societății și ale statului. De partea cealaltă, este important și rolul societății în completarea și ajutorarea familiilor.
mai ales atunci când familia nu reușește să facă față misiunii ei de a fi principalul educator al copiilor lor. Principiul de bază care trebuie să stea la dezvoltarea armonioasă în societate și care trebuie să fie mijloc de rezolvare a diferitelor probleme de familie este iubirea. Ea este punctul de plecare al unei societăți sănătoase. Este forța de apropiere dintre membrii ei. Este motorul formării virtuților sociale, după care societatea contemporană râvnește atât de mult. A trăi în societate înseamnă a trăi împreună, a colabora cu alții, a comunica cu alții, a fi sprijin unii pentru alții, a sluji și a fi slujit. Și împreună a lupta pentru realizarea unui proiect comun. A trăi în societate înseamnă a depăși interesele private și a face toate în perspectiva unei îmbogățiri reciproce cu valori culturale, spirituale și morale. Omul, de fapt, s-a născut pentru a trăi în societate și, făcând societatea, devine cu adevărat om. Unul dintre marile fenomene sociale ale secolelor 20 și 21 a fost trecerea de la economia agricolă la cea industrială. Fapt ce a dus în multe țări la nașterea unei societăți puternic industrializate. Cea mai implicată în această trecere a fost familia, deoarece în trecut în familie se desfășura toată activitatea productivă și economică. Familia era de tip patriarhal, bine ierarhizată, compusă nu numai din mai mulți fii, dar și din mai multe generații. Fiecare membru al familiei participa, potrivit propriului său rol, la dezvoltarea și la viața însăși a familiei. Fabricile și marile întreprinderi au pus stăpânire pe familie, oferind începutul unei noi dezvoltări economice, cu multe repercusiuni asupra aspectului familial. Într-adevăr, evoluția economică a favorizat așa zisa migrație, ce a determinat ca membrii familiei să se îndrepte spre locuri de muncă, spre alte țări, mai mult sau mai puțin îndepărtate, a oferit de asemenea și femeii posibilitatea de a avea un serviciu în afara căminului familial. Familia, atât de stabilă înainte, a fost obligată să se adapteze noilor exigențe, să se mute dintr-un loc în altul, de la o locuință la alta, dintr-un oraș în altul și chiar să emigreze în alte țări pentru a-și putea câștiga existența. Un alt fenomen social a fost faptul că familia era obligată nu numai să se deplaseze, dar și să se dezmembreze. Într-adevăr, fiecare membru s-a aflat în situația de a căuta o nouă identitate în afara propriei familii. De aceea, dacă odinioară în familia patriarhală exista o unitate constantă de viață, de muncă, de idei, de datum, de divertisment, de idealuri și de valori care dădeau putere tradiției familiale, spre a se apăra de pericolul din afară și spre a-și putea considera propria unitate și solidaritate, în momentul de față, explozia industrială și tehnica digitală a plasat-o tot mai mult în exterior și, prin urmare, toți s-au deplasat în afara familiei, începând de la cei mai mici, la școli, licee, facultăți, și până la cei mai mari. În așa fel încât membrii familiei au fost obligați, din punct de vedere fizic, să trăiască îndepărtați unul de altul, până la 12-14 ore pe zi, și chiar mai mult. În aceste condiții, casa a rămas pustie, nu mai este centru de atracție, ci mai degrabă, un loc al unor străini care, foarte rar, reușesc să găsească câteva clipe pentru a se întâlni, pentru a se educa, pentru a se distra în cadrul domestic. Acest fapt este un risc pentru stabilitatea familială, dar, pentru a avea o societate unită, este necesar ca și nucleul și temelia ei, familia, să fie unită, o societate de conviețuire în unitate și iubire. În concluzie, familia de astăzi se prezintă ca un amestec de aspecte pozitive și negative. Mai întâi nu se poate afirma că familia și-a pierdut toate valorile ei, pentru că Dumnezeu, fiind creatorul ei, așa cum am afirmat la început, o susține mereu cu harurile necesare în biruirea greutăților. Însă, instabilitatea din societate a avut efect și asupra familiei.
Chiar dacă familia este celula de bază a societății, fără de care o societate nu poate exista, ei nu îi se acordă importanța cuvenită. De aceea, este necesar mai mult ca oricând ca familia să reapară în centrul bisericii și a societății. Deja biserica a făcut acest pas prin mai multe documente pe care le-a dat cel puțin în ultimul timp. Se pare că și societatea dorește să meargă pe aceeași cale, numai că încă mai este influențată de unele interpretări greșite despre căsătorie și familie. De asemenea, într-o lume în care dificultățile se întâlnesc la tot pasul, este tot mai greu să propui soluții adecvate problemelor cu care se confruntă familia. Cu toate acestea, singurul mijloc de a deveni o familie, comunitate de iubire și fidelitate, este cel indicat de învățătura lui Hristos. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea zilnic și să mă urmeze. Deci, ceea ce este important în viața de familie este renunțarea la tine însuți, renunțarea la ideea că tu ești cel mai important și admiterea faptului că cel de lângă tine este mai important, realizarea faptului că nu ești perfect, că nimeni nu este perfect, tocmai în aceasta constă frumusețea vieții de familie, în a-ți lua crucea zilnic, a purta povara neînțelegerilor, a dificultăților, a problemelor, ce le da un nou sens în Hristos. Existând mai multă înțelegere în familie, înțelegere la care se ajunge prin dialog, prin cunoaștere reciprocă, atunci nu vor mai exista atâtea conflicte în familie. Atunci s-ar păstra iubirea și fidelitatea până la moarte. Motive sunt suficiente. Este voința lui Dumnezeu, este voința bisericii, este spre binele soților, spre binele procreierii și al educării copiilor, spre binele societății. Omul, prin natura sa, este o ființă socială și sociabilă. Dar pentru a trăi într-o societate sănătoasă, este necesar ca nucleul acesteia, familia, să fie și el sănătos din toate punctele de vedere, să fie bazat pe iubire reciprocă și pe fidelitate absolută. În această viață schimbătoare, trecătoare, nestatornică, un singur lucru trebuie să dureze până la moarte. Viața de familie în iubire și fidelitate. Mulțumesc! Mulțumim Părintelui Francesc pentru această incursiune în importanța familiei, locul, leagănul în care unul poate să trăiască porunca despre care tratăm, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Mulțumim și pentru că ne-a reamintit că familia trebuie să fie așa cum a voit-o Dumnezeu, adică alcătuită, fondată între un bărbat și o femeie, nu între un bărbat și un bărbat, femeie și femeie sau alte ciudățenii moderne de ale noastre. Aici vedem cum există o fractură între învățătura lui Dumnezeu și societatea în care trăim. Această conferință, sigur aici, cred că am venit și pentru, știind despre ce este vorba, am ascultat ceea ce s-a spus și credem în cuvintele, suntem de acord cu ceea ce s-a spus, însă aceeași conferință spusă într-un context laicizat se lovește ca o minge într-un zid de gumă. Nu se regăsește, nu ne regăsim. Se pare că există o conspirație mondială uneori împotriva familiei. Odată se găseau vinovați evrei, americani, țigani și așa mai departe, pentru diferitele probleme pe care le întâmpină umanitatea. Ne întrebăm unde se află problema. Iarăși găsim un țapii sfârșitor în afară sau, de fapt, se află chiar în interiorul familiei acest virus de care trebuie să scăpăm. Mulțumim, Părinte, invităm să ne aducă mărturia doamna doctor Maria Andrici, recent numită
prin concurs, nu mai spun și nota, directoarea Spitalului Municipal din Român. Vă mulțumim! De considerație pentru poziția lor. A cinsti înseamnă să dai respect nu numai pentru merit, ci de asemenea și pentru rang. Ca medic, am văzut oameni care aveau nevoie de asistență medicală și care au ajuns la spital aduși de vecini, nu că acești oameni n-ar fi avut o familie, ci pentru că au fost lăsați singuri, copiii plecând departe și eventual uitând de ei. Am întâlnit de asemenea pacienți aduși de însoțitori și atunci când întrebam ce au pățit pacienții, aceștia spuneau că nu au nicio treabă, că au din greșeală s-au nimerit în apropiere și i-au adus la spital pentru ca ulterior, de fapt, să recunoască și să spună că sunt copiii lor. Am simțit bucuria, fericirea pe chipul pacienților atunci când familia vine să-și vadă părinții. Am să vă dau un exemplu care mi-a rămas întipărit în minte. E vorba de o pacientă în vârstă de 80 de ani care a făcut o fractură de șold și a ajuns la spital adusă de o vecină. A fost investigată și s-a propus operația, dar întrucât dumnea ei nu comunica cu noi, am dorit să vină familia să-și dea consimțământul. Avea doi copii care erau plecați în Spania. Și pot să spun că în momentul în care acești copii au venit, femeia s-a schimbat total, zâmbea, a început să comunice, a fost de acord cu operația. Totul a fost foarte bine, foarte frumos, până în ziua când copiii au trebuit să plece. Ei și-au luat 7 zile concediu de odihnă din Spania și trebuind să plece, a rămas mama singură. A devenit aceeași femeie supărată, n-a mai dorit să comunice, n-a mai dorit să colaboreze, n-a mai dorit să coboare, să meargă. Bucuria noastră ca medic, ca medici, este să vedem pacientul după ce îl operăm, cum coboară din pat, cum merge. Pot să spun că în cazul de față, cu toate, că pacientul a fost operată cum trebuie, tija a fost pusă perfect, a coborât din pat, cât timp a fost copiii, după ce a plecat, a redevenit aceeași femeie supărată și nemulțumită că a plecat cei dragi. Atunci mi-am zis ce mult facem să fie familia aproape. Nu contează pentru un părinte vârstnic că îi trimiți un pachet din când în când, ci dragostea, vorba dulce și faptul să-i deschizi ușa casei atunci când ei sunt la durere. Sunt și copii care își iubesc foarte mult părinții. Sunt cazuri când stau cu ei zi și noapte, când într-una întreabă ce este mai bun, ce să le aducă, totul să facă să fie foarte bine. Sunt adevăruri incontestabile legate de părinți. Astfel pot să spun că părinții sunt unici. Părinții noștri rămân părinții noștri indiferent de evoluția noastră socială, intelectuală sau materială. Oricât de departe vom merge pe drumul vieții, locul de unde am plecat rămâne același, casa părintească. Părinții ne-au dat viață. Sunt milioane de copii care nu s-au născut din pricina păcatului avortului comis. Faptul că părinții ne-au născut și ne-au crescut ne îndatorează la a-i respecta pentru totdeauna. De altfel, sunt și copii abandonați în spitale, orfelinate. Dacă am fost aduși pe lume, crescuți, îngrijiți, educați și ajutați să ajungem oameni, nu avem oare și noi responsabilitatea de a cinsti pe părinții noștri, de a ne îngriji de sănătatea lor, de a merge la ei? Am întâlnit cazuri în care, tot un exemplu, în care părinții au fost, rămânând mama singură, li s-au luat casa, au fost lăsați într-o încăpere improvizată și atunci când au ajuns la spital, nu s-au interesat absolut deloc de ei. Este o vorbă în popor și pot spune că este absolut adevărat. O mamă poate crește 10 copii, dar 10 copii nu poate îngriji o mamă. De asemenea, sunt cazuri în care
copiii preferă să trimită părinții la azil pentru a fi îngrijiți pe motiv că ei nu se descurcă singuri și apoi cu pretenții că nu au fost îngrijiți corespunzător. Când am întrebat de ce nu și-a luat mama acasă, dacă a văzut că la azil nu a fost îngrijită, răspunsul a fost: dar plătesc acolo, de ce să nu fie îngrijită? Dar eu sunt singură, cum să o îngrijesc? În spital, pacientul este operat și apoi externat la domiciliu. Dacă nimeni nu-l îngrijește, nu-l mobilizează, nu-l hrănește, cum să te aștepți la o evoluție favorabilă? Normal că, fiind vârstnic, cu tare organice, el vor prezenta rapid complicații de decubit. Pot spune că noi, copiii, avem îndatorirea față de părinți vis-a-vis de respectul cuvenit, ascultarea cuvenită, ocrotirea cuvenită. Abandonarea părinților în vârstă este un mare păcat. Copiii sunt datori să răsplătească osteneala părinților. Chiar dacă un părinte a eșuat în misiunea de părinte, copilul nu este justificat să eșueze în misiunea de copil. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna doctor, pentru această radiografie. Cu ochiul clinic al dumneavoastră ați pus un diagnostic, poruncii a patra, care este așa și așa, ca și celelalte porunci. Sunt copii care au grijă de părinți, sunt părinți care au grijă de copii și sunt și din aceia care uită că au părinți. Într-adevăr, face mai mult o vizită decât banii pe care îi trimit copiii sau îi plasează pe părinți în diferite centre de îngrijire, care oricât de luxoase ar fi, nu suplinesc niciodată, cel puțin din auzite, știm noi, nu suplinesc niciodată dragostea părinților față de copii și dragostea copiilor față de părinți. Vă mulțumim pentru această mărturie și vă invităm pe doamna profesor Mihaela Dana Rusu, profesor de religie ortodoxă la Colegiul Tehnic Miron Costin. Bună seara! Avea respect față de părinți este o lege prezentă în toate codurile scrise de conduită umană ale tuturor popoarelor din toate timpurile și din toate locurile. Cinstirea părinților se datorează faptului că Dumnezeu cedează părinților calitatea de creator, de creator. Ea se arată prin ascultarea și respectul ce trebuie să le arătăm, concretizat în iubire și ascultare. Ajutor la nevoie și mângâiere la bătrânețe. Rugăciune pentru ei, atât în viață cât și după moarte. Cinstirea părinților arată cât de mult iubim noi pe Dumnezeu, Părintele Suprem. Pe lângă părinți, copiii trebuie să cinstească pe toți oamenii care le poartă de grijă, pe preoți care se îngrijesc de mântuirea lor, pe învățători care le luminează mintea și pe nașii de botez care au mărturisit în locul lor datorința de a fi creștini. Educatorul nu poate fi decât răspunzător pentru atitudinea față de lume, pentru alegerea cuvântului care zidește sau dărâmă, pentru concluziile pe care le afirmă sau le sugerează, pentru măsura logicului și afectivului, pentru apelul la cunoașterea de sine și de celălalt, pentru valoarea pe care o dă aceluia care îi se adresează, măsura lui structurează, dimensionează și dimensionează. Această misiune nu și-o poate asuma numai știința. Adevărul educatorului nu poate fi alcătuit decât pe o asemenea măsură în care încape și dragostea, și poezia, și credința, și visul. Experiența îndelungată a școlii arată că elevii învață și se formează așa cum sunt călăuziți de educator. Personalitatea elevului este educată de personalitatea educatorului, spiritualitatea unuia se hrănește din spiritualitatea celuilalt, ceea ce face necesară o abordare interpersonală plurisubiectuală, dialogată, a interacțiunii pedagogice, capabilă să asigure nu numai dimensiunea informațională, operațională a transmiterii de cunoștințe, ci și dimensiunea umană,
psihosocială a creșterii și cu evoluție în comun a partenerilor de interacțiune, educatorul și elevii. Educatorul nu mai reprezintă doar persoana care propune conținuturi de lecții, formează sarcini, are anumite conduite, ci are rolul de a stimula și întreține activismul investigator al elevului, de a crea condițiile în care elevul să se comporte într-un anumit fel, să descopere și să-și pună probleme și să încerce de cunoaștere. El trebuie să cunoască bine și să se transpună în psihologia elevului, urmărind schimbarea locului și rolului elevului în actul educațional, stimularea activității și angajării acestuia în procesul propriei formări. Dialogul deschis trebuie să solicite spontaneitatea și receptivitatea elevilor, să dezvolte gândirea divergentă, spiritul de investigare, curiozitatea științifică și creativitatea în rezolvarea problemelor. Pe de altă parte, elevul, ca obiect și subiect al educației, trebuie să fie conștient de rolul său, deoarece eficiența acțiunii educative este dependentă de gradul de angajare și participare a sa la propria formare. Copiii sunt extrem de sensibili și receptivi. Ei simt când sunt priviți cu încredere și cu dragoste și când nu. Și de aceea reacția lor față de adulți, părinți, educatori, este diferită. Din precizarea locului și rolului celor doi factori în relația pedagogică apare ideea de autoritate și libertate ca elemente indispensabile ale procesului educațional. Autoritatea, în accepția pedagogiei moderne, este înțeleasă ca un factor care mediază accesul la cultură, suscită căutarea, stimulează spiritul de inițiativă și participarea activă și creatoare a elevilor în procesul educațional. În primii ani de școală ai copiilor, când se pun bazele personalității, misiunea dascălilor este de a se apleca cu tact și delicatețe asupra copiilor, de a le da posibilitatea să se exprime liber și să-și deschidă poarta spre lumea lor interioară. Aceasta pentru că în zadar cunoaștem greșelile de calcul și scris săvârșite de unul sau altul dintre copii, dacă rămân necunoscute interesele, dorințele, sentimentele lor. Influența pe care o exercităm noi dascării asupra elevilor este deosebită. Fiecare cuvânt, fiecare mișcare, fiecare gest pe care noi îl facem, determină sufletul copilului o schimbare sau o reacție. Ca moderatori ai personalității lor, avem deci obligația de a găsi și utiliza cele mai diverse forme ale comunicării pentru a realiza obiectivele propuse și pentru a stimula personalitatea fiecăruia, astfel încât să iasă la lumină tot ce are el mai înalt, mai frumos, mai valoros și mai inedit. Personalitatea didactică este expresia legăturii dintre un ansamblu de însușiri psihoindividuale și cerințele de rol specifice profesiunii de educator. În componența ei intră mai multe variabile. Pregătirea de specialitate, structurile filosofice, etice, estetice, culturale și indicatori ai măsurii în care educatorul este format ca om. Aspectul mimicii, al gesturilor, al și acțiunilor fizice, al modurilor de comunicare verbală și non-verbală, prin care interacționează nemijlocit cu elevul. Educatorul este o personalitate care ajută în formarea personalității. Procesele și însușirile sale psihice suportă un proces de specializare și vocaționalizare pe direcția cerințelor statului și rolului de personalitate didactică. Percepția, limbajul, inteligența, atenția, motivația, atitudinile și abilitățile sale se structurează și se orientează în sens pedagogic, mediind realizarea conduitei de instruire și educare. Transmiterea de cunoștințe, formularea unor instrucțiuni și indicații, oferire de răspunsuri, punere de întrebări, aprobare și dezaprobare, stimulare și încurajare, motivare, organizare, coordonare. Competența este rezultatul cumulativ al istoriei personale și interacțiunii sale cu lumea exterioară sau capacitatea de a informa și modifica lumea, de a formula scopuri și a le atinge. Arta de a preda presupune atât stăpânirea cunoștințelor, claritatea și plasticitatea expunerii, cât și aptitudinea deosebită de a te transpune în situația ascultătorului, în speță a elevului. În activitatea didactică, empatia capătă valențe aptitudinale
devenind o însușire fără de care nu se poate obține eficiență maximă în profesie. Capacitatea empatică a unui bun educator vizează un model de identificare psihologică cu elevul, dublat de condiția păstrării unei distanțe apte să poată cuprinde întreaga problematică a clasei. Distanțarea îi permite educatorului să-și mențină o stare de disponibilitate față de fiecare elev, iar apropierea îl ajută să înțeleagă empatic doleanțele și trăirile lor. Un comportament empatic ridicat din partea educatorului va asigura și baza influenței pertinente asupra educației elevului, asupra motivației sale pentru muncă, asupra orientării sale școlare și profesionale, asupra fixării unui comportament moral dezirabil pe măsura cerințelor societății. Este imposibil ca școala să înlocuiască un părinte bun. Viața de familie face toată diferența. Cercetătorii consideră că prea mulți copii sunt expuși la cultura centrată pe binele proprie persoane, care promovează răsplata imediată, mai mult decât virtuți ca onestitatea, hărnicia și perseverența. Nu putem lăsa toată responsabilitatea educației copiilor doar școlii sau doar familiei. O bună colaborare între școală, familie și biserică și mai ales o conștientizare a fiecărui asupra propriului rol reprezintă o soluție reală. Astfel, vom ști să răspundem și la întrebarea. Cine trebuie să învețe pe elevi diferența dintre bine și rău? Cum să-și gestioneze conflictele și cine să le explice bunele maniere? Îmi permite să-l citez în final pe părintele Constantin Necula, care știți cu toții, un citat pe care, sincer, l-am preluat de pe contul dumneavoastră, spun așa. Respirați adânc, îmbrățișați-l seara înainte de culcare, chiar dacă are 2 metri. Iubiți-i, copiii trebuie iubiți, trebuie să fie încurajați, trebuie să li se spună, indiferent ce se întâmplă, eu sunt lângă tine. Și nu mai deschideți carnetele de note, aruncați-le, terminați cu prostiile, nicio notă nu reprezintă cu adevărat ce știe un copil. Nota reprezintă ceea ce nu știe profesorul despre copilul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă profesor, pentru conferința pe care mi-ați prezentat-o și am reținut în particular două aspecte. Cinstirea părinților este reflexul iubirii față de Dumnezeu. Cine nu iubește părinții, să ne imaginăm dacă poate să iubească pe cineva mai mare. Și, în al doilea rând, vă mulțumesc pentru că ați lărgit spectrul de la părinții biologici la părinții educatori, ca să le spunem așa, și ați încercat și să decelați acele multe aspecte, multe efecte pe care le are educația în viața nu numai a discipolilor, dar și a celor care predă, a celor care educă, pentru că cred că educația, la un moment dat, este reciprocă. Învățăm multe de la fiecare generație. Evident, dacă cu puțină umilință ne deschidem mintea și coborăm la același nivel. Și acum, la sfârșit, spune cireașa de pe tort, domnișoara Maria Denisa Clopotaru, în calitate de elevă, într-o familie, elevă la Colegiul Tehnic Miron Costin, ne va mărturisi ceva frumos. Mulțumesc! Dumnezeu, infinit de perfect și fericit în sine însuși, într-un plan de pură bunătate l-a creat pe om, ca să facă părtaș la viața sa fericită. Dumnezeu se apropie de om. Îl cheamă, îl ajută să-l caute, să-l cunoască și să-l iubească din toate puterile. Toți oamenii sunt chemați să trimită vestea cea bună din generație în generație. Vestim credința, trăind-o în împărtășire frățească și celebrând-o în liturghie și rugăciune. Porunca a patra ne indică ordinea iubirii. Dumnezeu a voit, ca după El, să ne cinstim părinții, cărora le datorăm viața și care ne-au transmis cunoașterea lui Dumnezeu.
căsătorie, un bărbat și o femeie alcătuiesc împreună familia, care este celula de bază a societății. Societatea are o răspundere deosebită în susținerea și consolidarea căsătoriei și a familiei. Părinții sunt cei din tâi răspunzători pentru educația noastră. E prin întemeierea unei familii au această răspundere de a ne educa pe noi copiii, să împlinim legea lui Dumnezeu, arătându-se ei însuși ascultători față de voința Tatălui Ceresc. Părinții trebuie să le arate copilor afecțiune, să respecte, să ierte, să fie fidel și să slujească dezinteresați în condiții de libertate adevărată. Părinții au misiunea de a ne învăța, să ne rugăm, să descoperim vocația de fii al lui Dumnezeu. La rândul nostru, trebuie să respectăm părinții, să iubim, să-i ajutăm, să le mulțumim, să-i ascultăm și, cel mai important, să ne rugăm pentru ei. Autoritățile publice sunt obligate să respecte drepturile fundamentale ale persoanei umane, condițiile de exercitare a libertății ei. Datoria cetățenilor este însă să lucreze împreună cu puterea civilă la edificarea societății în spirit de adevăr, de dreptate, de solidaritate și de libertate. Dumnezeu ne-a creat liberi. Fiecare este liber să aleagă ce crede că este mai bine. Dar prin educația și prin credința pe care am primit-o la botez, în familie, la biserică, la cateheză, noi alegem binele și fugim de rău, inspirați fiind de Duhul Sfânt pe care îl primim în sacramentul botezului și al mirului. Devenim astfel fii al lui Dumnezeu. Participăm la Sfânta Liturghie, unde părinții ne îndeamnă să mergem cât mai des, să vorbim cu Dumnezeu, să-L avem prieten și însoțitor pe al nostru Domnul în viață. Noi cistim pe părinți dacă iubim, îi ascultăm și îi ajutăm. Așa făcea Iisus în Nazaret. Trebuie să iubim pe părinți pentru că ei ne-au dat viață și se trudesc să ne crească. De aceea să ne rugăm pentru ei seara și dimineața. Trebuie să ascultăm de părinți pentru că ei sunt locțiitorii lui Dumnezeu pentru noi. Trebuie să-i ajutăm pe părinți întotdeauna, mai cu seamă când sunt bătrâni și lipsiți. Dar oare pe cine trebuie să mai cinstim după părinți? După părinți trebuie să mai cinstim pe toți cei care ajută la creșterea noastră. Mai întâi preoții, pentru că ei ajută sufletul nostru să se mântuiască. Apoi învățătorii, pentru că ei ne învață multe lucruri folositoare în această viață. Apoi țara, conducătorii și angajații ei. Mulțumesc! Mulțumim, Denisa, pentru această mărturie. Mie mi-a plăcut mai mult că tremurai când vorbeai și că ne-ai amintit că în viața fiecărui om există și trebuie să existe o ierarhizare a valorilor. Cine nu-L pune pe Dumnezeu pe primul loc, atunci nimic nu se mai află la locul Lui, spunea cineva. Cam în sinteză, cam asta ar fi ceea ce ne-ai spus, trebuie să ne iubim patria, ceea ce nu s-a amintit deloc, tot despre părinți, despre educatori. Iată, dacă ar fi 100-150 de relatori, fiecare ar aduce ceva nou, nu s-ar epuiza această întâlnire, acest subiect și nimeni cred că nu s-ar contrazice în ceea ce spune. Mulțumim încă o dată tuturor. Acum se vor împărți niște bilețele pentru cei care vor să pună întrebări. Înainte de a da cuvântul domnului primar în calitate de tată, de fiu, de primar al orașului nostru, vă comunic că la ieșire puteți cumpăra ouă încondeiate și felicitări. Cu fondurile adunate vor fi ajutați bătrânii dintr-un cămin. Domnule primar, vă rugăm să ne aduceți cuvântul dumneavoastră. Vă mulțumesc, părinte. Bună seara tuturor. Am stat și am ascultat cu foarte mare atenție tot ceea ce-i privire la divinitate, la părinte. Și am simțit așa. Eu cred că părinții reprezintă pentru fiecare dintre noi două limanuri. Un liman al vieții și unul al morții.
Din limanul vieții izvorăște viața. Și ne dau viață prin voința Creatorului. De aici și faptul că a nu-ți respecta, a nu-ți iubi părinții, este un gest împotriva voinței lui Dumnezeu și este o lipsă a iubirii față de Dumnezeu. Și un liman al morții, înaintea morții. Eu nu am avut acest sentiment până de curând, când mi-am pierdut mama, dar cred că mulți poate v-ați gândit, dacă nu v-ați gândit, poate vă veți gândi, că întotdeauna părinții reprezintă un scut în fața morții. Este ceva, o protecție, înainte de a ajunge acolo. În momentul când părinții dispar, între tine și moarte nu mai este nimic, decât deci o perioadă de timp. Iar între aceste două limanuri este o balanță, care este mai mult dezechilibrată, dar și un moment de echilibru. Este dezechilibrată spre părinte atunci când tu ești mic și neputincios. Părintele reprezintă o forță, o tutelă. Tu te agăți ca fiecare pui de vețuitoare cu părintele său. Ești învățat, ești ajutat, ești protejat. Timpul trece, balanța se echilibrează între părinte și copil, devine o relație de colaborare. Se sfătuiesc, lucrează, învață împreună, construiesc împreună, sunt parteneri pe o bună bucată din drumul vieții. Apoi balanța începe să se încline invers. Devin din ce în ce mai slabi, mai neputincioși, tind cu ochii spre noi, ne caută, nu neapărat un ajutor, o vorbă, un gest, caută precum iedera să se agațe pe rastel și au nevoie să fim acolo. De cele mai multe ori, în cazuri de normalitate, suntem. Sunt și momente când nu suntem și ulterior apar regrete. Acolo unde nu apar nici măcar regrete, înseamnă că n-au fost sentimente. Iar unde n-au fost sentimente, înseamnă că n-a fost decât o prăsilă de câini. Așa cum spunea regretatul Adrian Păunescu într-o poezie remarcabilă, rugă pentru părinți. O ars poetica, aș considera eu, o capodoperă în care sentimentul pater, dar și filial, este dominant și în care realizăm cu toții că familia este micul nostru univers peste care există doar binecuvântarea Divinității. Și dacă e așa, și dacă îi avem, nu-i păcat ca mai târziu să regretăm că n-am făcut toate cum am fi vrut la timpul lor. Vreau să vă mărturisesc un lucru, că de curând mama mea decedând, am trecut foarte greu peste acest moment. Între mine și ea a fost o relație cu totul specială, nu numai între mamă și fiu. Ea mi-a și insuflat dragostea pentru matematică, a fost cea care mi-a determinat, nu într-un mod amprentat, ci într-un mod subliminal, să-mi aleg această carieră de profesor de matematică și n-am niciun regret. Și lipsa ei a produs un gol foarte mare în mine și am trecut foarte greu, nu că aș fi trecut. Dar simți atunci că îți dispar anumite repere pe care le-ai avut fizic, dar dacă ele au existat cu adevărat, le găsești cu ochii minții. Și în momentul acela am trecut dintr-un liman în altul.
în sensul că singura mea bucurie, într-un moment de supremă tristețe, a fost acela când la mormântare cei doi băieți ai mei au venit amândoi, unul în stânga și unul în dreapta, și atunci am simțit că viața merge mai departe și niciodată, dacă trăim frumos, nu trăim degeaba. Iubiți-vă părinții cât încă îi aveți, respectați-i și cinstiți-i și cât sunt în viață și după. Doamne ajută, vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar, pentru această mărturie. Dumnezeu să o odihnească în pace, mama dumneavoastră, ne rugăm împreună cu dumneavoastră. Înainte de a încheia aproape această întâlnire, vreau să se adune biletele și o să fac câteva anunțuri. Următoarea conferință va fi vineri, 20 mai, la orele 18, la Hotelul Roman. Academia Petru Tocănel, în această perioadă, a organizat și o expoziție de icoană și de artă religioasă. Programul, 18-27 aprilie, în fiecare zi, între orele 12 și 16, la firma Paco, la intrare la spitalul vechi, pe colț, este aproape aici. Este și expoziție cu vânzare. Este aici un bilet, să citesc, pentru că nu știu cui se adresează, oricum unuia dintre preoți, în niciun caz mie sper. Părinte, vă rog să-mi spuneți dacă vi s-a întâmplat cu copiii dumneavoastră, părintele Ionuț, ca adolescenți fiind ei, încep să comenteze tot mai mult, nu tac deloc, cum rezolvați problema. Și a doua întrebare, sunt școli unde profesorii de religie nu dau un exemplu foarte bun. Cine desemnează profesorii? Vă rog. Am 185 de copii. De adolescenți. Dacă atunci când gestionezi un dialog mai exaltat în propriul cămin, ești tentat uneori să treci la absolutism. Asta nu înseamnă că e obligatoriu să cedezi la această tentație. Atunci când porți de grijă pentru 85 de copii ai altor părinți, constați că ești cât se poate de dependent de ocrotirea cu care te vechează Dumnezeu. Dacă nu ar fi harul său, am avea toate premisele să cădem în eroare. De ce să fie un prilej de tristețe faptul că acești copii spun ceea ce au pe suflet? De ce să nu fie un eveniment minunat? Atunci când comunicăm mai aprins, dar vă mărturisesc un singur lucru, simt că de fiecare dată există un arbitraj care șterge acest decalaj de mentalitate între generații și până la urmă credința le rezolvă pe toate. E bine să avem răbdare. Este capitolul la care eu, ca părinte, atât al celor 185 de copii, cât și a celor doi copii de acasă, cum spuneam, răbdarea este capitolul la care sunt deficitar. Oricât de mult de răbdare am avea,
e nevoie de și mai multă. Ne aducem aminte de fiecare dată că Domnul Hristos are nemărginită înțelegere cu noi și dacă îi cerem ajutorul, eu zic că trecem peste orice. Atâta timp cât vedem în fiecare clipă pe care, în care avem un dialog cu copilul nostru, un eveniment, un dar minunat de sus. Legat de a doua întrebare, e răspuns foarte simplu. Doar prin îngăduința lui Dumnezeu dăm de o persoană sau alta. Dacă parohienii din Bisericii Sfântul Vasile cel Mare, unde slujesc alături de unul minunat, dacă acești oameni se plâng de neputințele noastre, este pentru că în economia sa Dumnezeu a gestionat ca oamenii vrednici să aibă păstori mai nevrednici, iar păstorii vrednici să-i păstorească pe cei care într-adevăr au nevoie de ei. Să dăm credit echilibrului divin și să nu cârtim dacă avem o disensiune cu adolescenți fiind, cu profesorul de religie sau cu preotul cu care ne vedem mai târziu. Dumnezeu ne alege pe cei cu care avem de împărtășit fiecare clipă. Deși nu am experiența părintelui Ionuț, referitor la copii, de multe ori se întâmplă să-i auzim, dar nu să îi și ascultăm. Copiii de astăzi au acces la informație mult mai mult decât poate aveam noi înainte. Iar această informație îi bombardează puternic. Sunt foarte derutați. Pe lângă răbdarea de care vorbea părintele, de care trebuie să dăm dovadă, trebuie să petrecem și timp cu ei. De multe ori le dăm gadgeturi, le dăm tehnică, îi știm ocupați bine și atunci suntem și noi liberi și relaxați. Ori ei au nevoie de timp. Zilele acestea avem pregătire foarte des cu adolescenții care pe 19 iunie vor primi Sfântul Mir. Au multe întrebări, deși le-am dat să învețe ceea ce au de învățat, învață rapid, dacă e să tocească fără nicio problemă, însă rămân doar cu atât. Dacă i-am provocat la ceea ce au învățat, dacă au și înțeles, răspunsul a fost clar nu. Și de fapt, pe lângă ce au învățat ei, am început să le explicăm și lucrurile mai pendelete. Au foarte multe întrebări de oameni maturi, aș putea spune, au nevoie de timpul nostru, al nostru ca preoți, dar și de timpul dumneavoastră ca părinți. Petreceți mult timp cu ei. Un copil cu care părinții petrece mult timp, să știți că înflorește. Devine frumos, devine bucuros, devine liniștit. Un copil care, chiar dacă are părinți, este părăsit în camera lui, la calculatorul lui, va deveni și devine un copil violent, un copil care dorește să iasă în evidență, dar nu știe cum. Mulțumesc! Am vrea să mulțumesc părintele Eugen Chitanu, de fapt, Academiei Petru Doganel, pentru încrederea avută în mine. Am auzit de mult o vorbă la un domn inspector, asta așa. În fața unui teolog și a unui caz să nu stai niciodată. Acum stau și mă gândesc că sunt atât de multe personalități aici care ar fi putut să vorbească atât de frumos de aici. Sunt profesor de religie, dar mă mături acum, la o școală bună, foarte bună, zic eu aici din Roman, tatăl, de fapt așa l-am și considerat pe domnul primar, tatăl acestei școli, am pot să spun că am fost ca o mamă pentru elevii. Eu sunt dirigintă, de fapt, de 18 ani. Sunt dirigintă de 18 ani, sunt profesor de religie de 18 ani. Pot să spun că elevii mei sunt copiii mei. Au trecut atâtea generații, au, nu știu,
Hai să revin la partea cu profesorul de religie, nu vreau să o iau. Mă credeți, eu am terminat teologie în 1998, teologie patrimoniu cultural. Nu m-am gândit vreodată că o să merg la catedră să predau, cu toate că în copilărie, țin minte că mă jucam, eram doamna învățătoare, doamna profesor, întotdeauna eram profesorul și aveam elevii cei mai mici de pe la bloc sau chiar cei mai mari, în fine. Ei, am terminat teologie patrimoniu. Vă spun că eu cred că Dumnezeu bine m-a ales să vin la liceul acesta, că eu din 1998 numai acolo sunt și mă lupt cu multe și mi-e drag să vin la școală, îmi iubesc meseria de dansă. Cine m-a ales pe mine? Eu cred că m-a ales Dumnezeu. Vă spun, mi-aș fi dorit să lucrez în restaurare icoană veche. Colegii mei, trei sferturi din promoția mea, sunt în afară, pe șantiere. Nu, cred că nu mi-a plăcut viața nomadă. Trebuia să fiu un om nomad, să merg, nu-mi găseam, cred că... Nu știu, orice ce-am făcut, sau totul ducea spre această meserie de dască. Anul trecut, în 2015 martie, am trecut printr-un iad. Iadul acela al orei de religie. Sincer să fiu, m-am simțit atât de hăituită, poate nu trebuie să considerați-o ca pe o mărturisirea mea. Eu îmi iubesc profesia, nu știu dacă întrebarea a fost cu... Mie mi-a trecut ceva prin stomac, pentru că mi-am adus aminte de iadul din 2015. Mulțumesc pe această cale tuturor celor care ați avut încredere și aveți în profesorii de religie. Pentru că da, într-adevăr, ca în orice disciplină există și profesori care nu ne onorează. S-au scos în față doar exemple negative. Ce vă pot spune, v-am zis, copilul meu, în ghilimele, elevul, anul acesta face 18 ani. Face majoratul. Îmi iubesc elevul, m-a spus un dirigent, anul acesta chiar am o clasă de băieți. La fel, cred că trei sferturi din ei nu au mamă. De ce? Pentru că mamele sunt plecate, mamele nu există, sunt putații. Și chiar vreau să vă spun asta, că printre altele astea vreau să amintesc că în fiecare an noi facem activități de tot felul și înainte de Crăciun noi împodobim clasele ca să intrăm în acea atmosferă de Crăciun. Și când erau băieții aceștia în clasa nouă, i-am luat, i-am mobilizat, haide să punem. Și erau, unul stătea așa și se uita la mine și nu înțelegeam de ce. Zice, Doamnă, știți, azi vine mama acasă. Copiii aceștia nu au mamă, copiii aceștia au nevoie au nevoie să-i ascultăm. Am și amintit, cred că dacă... În cuvântul meu de acest lucru, să-i ascultăm mai mult. Mulțumesc mult! Este stigmat. Întotdeauna profesorul de religie e undeva pe la intrarea în școală, nu știu cum să zic, toate că, cel puțin la mine în școală, întotdeauna știu că direcțiunea, cei care au avut încredere în mine, asta vreau să spun. S-au bazat pe mine. Deci, să știți că sunt și profesor de religie, nu ca aș fi eu acum. Cu siguranță, poate ar trebui să fac mult mai multe decât fac acum. Anul trecut, poate nu trebuie să mă laud. Am fost finalistă în Gala Națională a Voluntarilor. Am avut ocazia să cunosc niște personalități. Deci sunt omul care îmi place să mă implic. Îmi place să fiu alături de familia mea. Chiar mulțumesc familiei că m-a susținut în această seară și este prezent aici. Mulțumesc domnului primar. Respect total pentru dumneavoastră, doamnei directoare adjuncte, Sava Cristinica prezentă, colegilor, prietenilor mei de suflet. Vă mulțumesc și îmi cer scuze și sper că acea întrebare nu a fost răutăcioasă. Deci mai sunt și profesori care zic că își mai fac datoria și nu, acum a fost o excepție, nici nu cred că a fost generalizată. Sunt convinsă, dar vă mulțumesc că Paște luminat și încă o dată mulțumirea Academiei. Pentru a respecta ritualul acestor întâlniri, mulțumim firmei Paco, firmei editurii Serafica și hotelului Roman pentru ajutor și susținere. Și aș vrea să încheiem această întâlnire, amintindu-ne de toți părinții noștri, vii sau trecuți la cele veșnice, pentru că pe cei vii îi amintim mai des și vreau acum să-i amintim pe cei răposați,
cerându-i Părintelui Ionuț ca să rostească o rugăciune pentru toți cei care au trecut la cele veșnice, părinții, bunicii și cei apropiați nouă. Dumnezeu Duhurilor și al trupul care ai călcat moartea și pe diavolul ai surpat și pe viață lui tale, însuți, Doamne, odihnește cu dreptii pe adormiții robii tăi, ce sunt în cugetele noastre, că Tu ești învierea și viața și odihna celor pomeniți. Și ți-e slavă înălțăm împreună și Părintele tot cel fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Mântuitorului Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Părintele, într-un mod special Părintelui a Măriei Ionuț, tuturor celor care au participat, Părintele tuturor Paște binecuvântat, se apropie și Paștele Ortodox, cred că putem să spunem, Hristos a înviat. Amin.